Trebuie să tragi de multe ori aer în piept când vezi atâta lume venită la un eveniment cultural. E aproape neverosimil ce se întâmplă astăzi. Vorbeam și o să încep prin a da cumva din casă ceea ce discutam cu Dorina Ruști. Constatam noi ceea ce cunoașteți cu toții, ce se întâmplă în lumea de astăzi, ce fel de piață de carte avem în România, despre interesul tot mai scăzut față de literatură, cultură, carte, etc., etc., etc. Ca să constat că sala asta multimedia a Bibliotecii Județene Costache Sturza este neîncăpătoare, că uite, nu ne ajung cele 150 de scaune pentru a primi pe toată lumea și îmi pare foarte rău și vă rog să mă iertați că nu sunt suficiente scaune, dar vă spun și cine-i de vină. Sigur, întotdeauna directorul e de vină, adică eu. Trageți în mine întâi și după aia mai vedem așa. Am tot primit, din momentul în care am anunțat acest atelier, că de fapt e un atelier, nu e o lansare de carte propriu-zisă, am tot primit telefoane, mesaje, vrem și noi, vrem să venim, vrem să o întâlnim, vrem să vedem Dorina Ruști, pentru că există această prejudecată, această chestie cu care eu am trăit și mulți dintre noi ne-am format în școală, ideea că scriitorii sunt niște mortăciuni, niște exponate dintre alea, ca la muzeul de așa împăiate. Ori surpriza plăcută, nu? Pentru elevi, mai ales pentru liceeni, pentru studenți, că sunt și studenți în sală, este să constate și, că, uite, o bună parte dintre autorii din manuale sunt în viață, sunt bine mersi, trăiesc printre noi. Și e tare bine să ai ocazia să-i întâlnești în carne și oase, să vezi cum arată un scriitor, să poți să stai de vorbă cu el, să-l asculți, să-i pui întrebări. Așa mi-explic faptul că ați venit într-un număr atât de mare și Dorina Ruști are acest avantaj de a fi foarte vizibilă, pentru că e deja inclusă în manualele școlare, e o autoare cunoscută, e una dintre prozatoarele cele mai importante. Bună ziua, bine ați venit, doamna profesoară. De a fi, zic, una dintre cele mai vizibile prozatoare post-decembriste. Cărțile sale, dacă am numărat bine, s-au adunat deja 12 romane și vreo peste 50 de povestiri. Au avut parte de o foarte bună receptare critică. Au fost traduse în numeroase limbi europene. Dorina Ruști a primit câteva premii foarte importante pentru cărțile pe care le-a scris. Doar dacă ne gândim la premiul Academiei Române, la premiul Uniunii Scriitorilor, la câteva premii care au fost acordate de reviste culturale din țară. Dorina Ruști e o autoare vie, e o autoare mobilă, e o autoare curioasă, e o autoare și o să o ascultați imediat, o să aveți ocazia să vedeți. Este ea însăși un personaj. Să fim serioși, știm cu toții că ne aflăm la sfârșitul literaturii, la sfârșitul unei ere. Suntem într-o perioadă în care s-au făcut praf toate. Să nu-mi spuneți că n-ați observat, pentru că nu vă cred. Și bineînțeles, literatura n-a scăpat de această situație. Suntem într-o perioadă în care absolut... Da? E mai bine așa, ca să nu mai țip? Da. Suntem într-o perioadă în care, practic, povestea nu mai poate fi citită și nici scrisă, așa cum se întâmpla odată. Asta știți deja. Faptul că ați apreciat Platanos într-un mod absolut insolit și număr atât de mare, m-a făcut ca anul acesta să continui experiența și asta vă spun, pentru că nu va mai fi o poveste în sensul plastic, ci una participativă, în sensul că am scris povestea urmărind toate cerințele pe care mi le-ați trimis în scris și vă mulțumesc pentru asta. Ce se întâmplă cu cititul și cu scrisul? Normal, citim pe net, ne uităm la ceea ce a scris vecinul și nu este greșit. Urmărim un trailer de carte, ne uităm pe
telefon și citim repede un sinopsis și deja suntem savanți în cartea respectivă, normal suntem mult mai deștepți decât părinții noștri. Generația care a avut privilegiu să apuce internetul, zic eu că deja este una cu mult superioară, are la dispoziție o sumă de informații și atunci de asta școala trebuie să se adapteze. Nu mai putem să mergem pe același sistem și vă rog din suflet să mergeți mai departe, să nu rămânem acolo. Pentru că în această perioadă în care citim fragmentarist, căutăm cuvinte cheie și participăm la poveste, în această perioadă se naște o artă hibridă, cea pentru care militez în grupul Ficțiunea și care artă hibridă înseamnă în primul rând asta, să participăm deopotrivă alături de autor, să citim fragmente, să ne facem repede o opinie despre tot ceea ce se scrie, pentru că la un moment dat, exact ca în romanul Paturile Oculte, vă mulțumesc pentru filmele făcute după roman, e bine, exact ca acolo se va întâmpla să întâlniți acea carte capitală care este doar a voastră și care înseamnă intrarea în literatură. Și ca să o dovedeți și să nu mă întind la discursuri, am să vă spun, această poveste sfărâmată care plutește peste tot, începe de fiecare dată cu un personaj. Și m-a întrebat deja scriitorul Adrian Jicu, care este, mă rog, mobilul pentru care eu scotocesc. Nu scotocesc nimic, personajul este aici și o să vedeți că îl scoatem imediat la iveală. Mă vor ajuta și ceilalți scriitori care se află în sală, contez mult pe Sebi Șufariu, care este acolo data de a intra în discuție. Contez de asemenea pe Adrian Jicu și pe profesorimea, care știe bine la ce mă refer. Aș vrea să ne spui câteva cuvinte, ca o sinteză a personajelor tale, care mărturisesc sunt fabuloase, ce timp pe care le-am apucat eu să le parcurg. Și o sinteză legată și de ceea ce faci tu și zic că facem noi destul de bine și foarte bine, din ce în ce mai bine, cu Asociația Creatorilor de Ficțiune din România. Aș numi o, fără să exagerez, o nouă revoluție estetică, poate sună pretențios, dar eu așa am simțit-o și cred că am povestit copiilor de la Cenacul Litere Noi, câțiva sunt pe aici prin sală, i-am văzut așa fugitiv, Cenacul pe care l-am înființat acum recent, chiar am povestit despre acest gen de literatură hibridă, care iată și are cumva rădăcinile în poveștile acestea din perioada, din epoca fanariotă, care, ca și narațiune, este fabuloasă, pe nedreptitate, dar este fabuloasă și mă bucur că ai reamintit-o aici, ca lecție de istorie. Bă. Dar revenim la ceea ce aș numi o revoluție estetică, făcută prin Asociația Creatorilor de Ficțiune și revista Ort Motive. Aș vrea să le spui tinerilor dacă pot îndrăzni să spere, știi vorba cuiva, pot îndrăzni a spera să publice, unde și cum, pentru că ești aici în calitate de autoare, dar și de și președinte, nu știu, nu? Așa zic bine, asociații, da? Da. Te rog frumos. Mulțumesc că m-ai întrebat despre asta. Deci, creatorii de ficțiune, reunind fotografi, regizori, actori bucureșteni cei mai mulți, scriitori și scriitori destul de mulți, iubitori de ficțiune, cei care contribuie într-un fel adiacent la ficțiune, chiar creatori de conținut pe net, fac parte din această Asociație a Creatorilor de Ficțiune, care are o filială aici la Bacău, destul de numeroasă, condusă de Sebi, de asta m-a întrebat, nu? Da, și care asociație reunește 400 de membri, este deja, zic eu, puternică și are o revistă, Ficțiunea 8 Motive, s-a numit inițial, care apare continuu, de la 1 ianuarie, deci apare continuu în orice clipă pe internet și apare lunar pe hârtie, distribuită fiind de librăriile Cărturești. Aceasta este revista, e format din parte bună din cei care fac parte din asociație, dar și grosul, mă rog, îl constituie studenții de la litere, doctoranzii noștri, profesorii
din toată țara de la litere, de fapt sunt cam din toată țara, și care au convenit să dăm un spațiu foarte larg ficțiunii, bineînțeles, ficțiunii în toate felurile ei, de la flash-uri până la proza largă. Și oricine vrea să publice în revista noastră nu are de făcut decât un singur lucru, să trimită pe adresa de pe net, să caute ficțiunea.ro, pentru că asta este adresa, și să trimită textul acolo. El intră automat într-un folder și fiecare dintre redactorii și alege ce vrea de acolo, și pregătim fiecare un număr, deci selectează automat și textele pentru a fi publicate. N-a fost ușor. În lumea literară am fost resimțiți ca o amenințare, cred că ați văzut, s-a văzut lucrul acesta, dar în cele din urmă eu zic că, așa cum ne aflăm acum, suntem pe un drum care nu mai are cale de întoarcere și nimeni nu mai poate să ne mai stea în cale.